Се дискизо ресторан înseamnă permanența stup ceva. Înseamnă că permanent se întâmplă ceva ce necesită atenția ta. Partenerii mei sunt doi americani. Când ei mergeau în regiuni și spuneau tinerilor, rămâneți în Moldova, deschideți o afacere, li se spunea să încerce și pe urmă vor vedea. Atunci ei au venit la mine și au început aventura. Scopul nostru a fost să deschidem un local și să lucrăm 100% legal, să nu plătim mită. Asta a fost și rămâne chiar tur. Noi facem mâncare americană deosebită și punem accent pe bere artizanală locală. Lucrăm cu mici birării. Ei nu prea au posibilitatea să concureze în alte localuri, pentru că unele companii mari pot să ne ofere scaune, mese, în schimbul promovării doar produsului lor. Spiritul de antreprenorat a fost susținut la noi în familie. Antreprenoratul nu înseamnă doar să fii businessman, el presupune o altă viziune asupra aceleiași probleme. Când am avut ultima ciocnire cu statul, eu am venit acasă și am plâns ca un copil pentru că nu vedeam ieșire. Mama și soția îmi spuneau, hai Vlad, hai că tu poți. Eu sunt un mix. Familia tatălui meu este din Kazahstan, numele meu de familie este polonez, mă consider moldovean, în același timp foarte mult țin la frații mei de peste prut. La noi situația politică e complicată și oamenii încearcă să joace pe tradiții și cultură. Dar oamenii care au venit aici în Moldova 40 de ani în urmă, ei au devenit moldoveni. Copiii lor s-au născut aici, au trăit o viață întreagă în orașele și satele Moldovei. Da, parcursurile noastre erau diferite, dar asta nu contează, pentru că până la urmă, noi avem țărișoara noastră, care trebuie să o ridicăm preferabil împreună, pentru că toți suntem Moldova.